Plătează. Anca Maco este chemată în camera indiscretelor. Toate vedetele site și cele mari și cele mici, nu poți să ai deloc secrete, toate la Maco pe perete. Ola, 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 e, adică vedete multe, multe vedete pe perete și multe dintre ele foarte, foarte tari, foarte, foarte puternice, niște adevărate branduri demne de admirația lui Dedin Culescu. Dedin Culescu nu admiră multă lume, dar câteodată așa se mai vește câte un personagiu care îl impresionează prin declarații. Dar și, când admir, știi? Și când admir, e bărbat. Ca orice capricorn adevărat, când iubești, iubești. Cu greu iubești, dar și când iubești, iubești. Așa e și la capitolul admirat. A început promovarea pentru X Factor, ediția cu numărul 2. Au apărut deja primele poze cu Delia Matache, cu Dan Bidman și cu Chelu de la Paraziții. Foarte tari pozele, le puteți găsi probabil prin presă și prin internet, unde Delia Matache zâmbește foarte frumos, Dan Bidman este foarte simpatic și undeva pe fundal se află Chelu cu o figură din aceea inexpresivă, sau mă rog, este foarte expresivă și zice: Adică acesta este motivul pentru care voi veți urmări X Factor. Cam așa ceva. Mai mult decât atât, Achilu de la Paraziții a declarat cu nonșalanță pentru toți cei care vor să afle, dar și pentru cei care vor să-și trimită acum copiii la culcare, că umbla 5 zile pe săptămână mor de beat. Cel puțin așa scrie la gazetă. Mai pe scurt, era bețiv sau, na, hai, alcoolic, ca să sune un picuț mai delicat, că suntem la radio, că ne place camuflarea, cum ne place și șaorma, de altfel. Ideea este că acum s-a lăsat de rachiu. De fapt, nu s-a lăsat, ci îl consumă cu măsură, conform declarațiilor. Adică nu 5 zile pe săptămână, ci una da, alta ba, cu o zi de pauză între ele, ceva de genul acesta. Dar știți cum e exact ca lăsatul de tutun? Nu se aplică zicala cu "de mâine mă las de tutun". Nu. Ori te lași, ori lasă-ne tu pe noi să ne vedem de viață așa cum trebuie. Cum ar veni, cinste lui, cinste lui, cinste Chelului, și dacă se duce și la plajă o să fie și mai bine, cel puțin pentru ziarele mondene. Până una alta trebuie să ne mulțumim cu tot felul de poze dubioase, cu tot felul de oameni dubioși. De exemplu, cu unul zis Nuțu Cămătaru, care a mers și el la plajă, s-a uns cu ulei de băsline, s-a prins cu micul, s-a prăjit ca micul la soare și și-a etalat tatuajul de pe spate, care e așa mai iacuzist. Simbolizează o grupare mafiotă din Japonia. Fiecare, bă, cu cine admiră, cu Jackie Chan, cu Chuck Norris, cu Spider-Man, cu Fuego, toată lumea are dreptul la iubire, până și Nuțu Cămătaru, cum l-o fi chemând pe el domnul Balin, doar că iubirea lui e puțin tel mai diferită, e din aia cu camătă pe care trebuie să o dai înapoi și de bunăvoie și dublu. Da, asta e, Nuțu Cămătaru n-a avut parte niciodată de iubire neîmpărtășită, asta este concluzia noastră și sperăm să nu mai auzim nimic de el de acum încolo, cel puțin nu la nivelul de plajă, măcar la nivelul de maieu. Sunt foarte curios dacă îi plăcea șaurma de la Dristor, dacă își făcea o șaurmă de la Dristor pe spate, tatuaj. Ar fi bine să-și facă de acum încolo, dacă nu și-a făcut încă, undeva pe o fesă, pe fesa dreaptă, și să nu o vedem niciodată. De la Nuțu Cămătaru trecem la Cabral, singura vedetă din această bucată mondenă care contează și care învață bărbații să nu compare femeile de acasă cu femeile din reviste, pentru că nici ei nu vor fi comparați astfel cu actorii porno. Mare cavaler și mare suflet. Pare să fie chiar pregătit să spună adevărul adevărat și gol-goluț. Acasă ai o prințesă, în ziar găsești o metresă. Bravo, Cabral, bravo pentru tot ceea ce ești și pentru tot ceea ce reprezinți pentru noi toți și în special pentru felul în care aperi drepturile femeilor din România. Mă, ție-ți place de el și ai vrea o întâlnire fierbinte cu... Nu, că era să mă calce cu mașina odată, dar iert. Pentru declarația asta, iert. La naiba, dacă vrei, fate, face în schimb. Tu te duci la Cabal și eu vin aici la Dinculeanu, Drăguleanu, Drăgulescu, Pufule și Arten. Bine. Da, 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 la mine pe perete se adună toate vedetele care mai de care, mai sexy și mai cochete, cu excepția lui Cătălin Botezatu, care nu este prezent din motive tehnice și manuale. Are niște probleme Cătălin Botezatu, despre care evident ca de fiecare dată trebuie neapărat să vorbească de Dinculescu, că e pe motiv de mașină. Da, nu
vorbim despre acele probleme a lui Cătă pentru prieteni și despre alte probleme, respectiv Bote cred că fredonează la ora aceasta 8:32, refrenul acela celebru, nu ne mai trageți pe dreapta, nu ne mai trageți pe dreapta. După ce l-a oprit poliția rutieră din Dolj pentru că avea farurile stinse pe drum județean, chit că farurile de fapt nu erau stinse. Da, pentru că Bote are genul acela de mașină cu faruri din aceleași mechere care își adaptează puterea în funcție de cum este lumina de afară și că deși în camera de supraveghere farurile par stinse, ele de fapt nu sunt stinse. De asta trebuie să le explici polițiștilor, pentru că și la Mitsubishi-ul ASX pe care îl conduc este exact același lucru. Ele par stinse, dar de fapt nu sunt stinse, dar vorba aceea, bogat să fii, lucruri inexplicabile pentru fraier să ai. Sau mai bine, școală să ai, scuze credibile și nemaipomenite să fii în stare să inventezi. Vedeți de ce e bine să iei bacul până la urmă? Ca să te prinzi și ca să știi, să fii informat că există mașini în ziua de astăzi, ale căror faruri se adaptează în funcție de lumina soarelui de afară. Da, bună dimineața dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Bună dimineața, domnul Boteză. Da, vreau să spun că singurul refren pe care îl cânt este nu ne mai trageți. Da, bine. Tocmai ați asistat la motivul pentru care nu vorbesc despre Cătălin Botezatu, pentru că nu trage nimic și nu face nimic. Cine trage însă cu mingile ajunge în camera indiscretelor. Așa îl aplaudăm cu toții pe Rafael Nadal, tenismenul care e primul pe lista celor cu care femeile din Spania ar avea o aventură de o noapte. E trist, e trist, suntem alături de el și oferim azil dacă vrea. La noi este plin de suflete sincere care vor doar relații simple și îndelungate cu sportivi celebri, mai ales când e vorba de tenismeni. Când e vorba de fotbaliști, hai că mai este așa de o aventură. Dar când e vorba de tenismeni cu bani, toată lumea vrea o căsnicie bazată pe sinceritate și respect. Corect, corect, vă zic eu că e corect. Adelina Pestrițu nu vrea o relație cu un tenismen, dar are încă o ocazie de a se remarca, evident, la Canal D, în locul Andrei Mantea, care lipsește din motiv de apendicită. Fiind vorba de prezentarea unor nunți, Adelina Pestrițu e ca peștele în apă și vrea să ne dovedească antrenamentul la prins buchet viteză. Cu asta își va câștiga definitiv respectul lumii mondene. Vă mai spunem una simplă și tare, Simona Trașcă s-a dorit gheișă pentru o seară, dar a fost folosită doar pe post de masă nud, la un eveniment unde lumea a mâncat sushi de pe ea. Pamela de România este așadar pregătită pentru o carieră de masă mobilă, dacă mai exersează cu alte alimente, cu spaghetti, cu friptura, cu mici și după aia se poate duce și la import, și la export și peste tot. Să mănânci sushi care oricum are gust de pește, pentru că este pește, după de pe Pamela de România, Simona Trașca. Ah, am înțeles. Deci pește cu un fel de sandwich de pește cu pește. Și ăla mai e și cod pe deasupra să mănânci. Și dai seama bacteriile astea. Mai lipsește să mănânci o ciorbă de pe aia tată. Să pui o ciorbă de burtă pe aia caldă. Să o potolești. Hello, hello, hello și bine ați revenit în camera indiscretelor, cea în care dezvăluim pe perete secretele tuturor vedetelor. Astăzi încercăm să aflăm de la Dedinculescu dacă îi mai place de Mădălina Pamfile după ce a aflat că s-a tăiat sau a fost tăiată pe mână. Ia zi drept. Sunt șocat atât de el cât și de ea. Asta pentru că Mădălina Pamfile a recunoscut în direct, dar și în reluare, în exclusivitate și în premieră absolută pentru femeile sadomaso din întreaga planetă, că da, Matei a tăiat-o cu lama la mâini, dar era săracul nervos pentru că ea l-a pălmuit înainte. Săracu, mititelu, așa este. Cum să superi Dita mai Cocoșu? Cum să atingi bunătate de ten stelist care înscrie doar cu un singur cap și ăla este mereu acoperit de pantaloni? Deci este dovedită până la urmă, femeile nu iubesc băieții răi, ci băieții duși cu Pluta pe o planetă care este prea sălbatică până și pentru maimuțe. Și acum pe bune, chiar nu înțeleg. Cum așa? Eleva lui Mazăre recunoaște, iubitul m-a tăiat cu lama la nervi. Mădălina Pamfile a avut viață grea cu fosta, cu fostul iubit Gabi Matei. Păi ăsta e bărbat? Acum, pe bune, ăsta e bărbat? Ce facem? Ne omorâm la nervi? Rușine, rușine, de trei ori rușine. Nimeni nu mai spune Pamfile, Pamfile, să pune mâna pe tine. Să trebuie... pun mâna pe tine, nu? Păi nu, trebuie mângâiată Pamfile acum, pentru că suferă. Păi cine a pus să se combine cu lucrătorii de la FC Steaua București? Râde, no? Domnul Gigi, râde în surdină, da, da, da. Râdeți, domnul Gigi, de lucrătorii dumneavoastră, dar să nu râdeți de principi.
și de regi, pentru că și dește avem, avem prințese, avem prinț în România și trebuie să-i băgăm și pe ei în seamă. Prințesa Lia și prințul Paul vor să facă plajă în România și ca dovadă ne-au arătat și sertarele cu costume de baie princiare. Prințesa Lia le-a arătat ieri reporterilor care este ținuta regală de mers la plajă. Se pare că membrii familiilor regale aleg pentru plajă o ținută lejeră, cu o coroană din aur masiv cu diamante și rubine, o hermelină, un sceptru mititel și o trenă de doar 20 de metri lungime. Evident, toate sunt menite să ia gândul românilor de la viața grea și să inspire atitudine civică. Fix asta am așteptat noi până acum de la Briana Caragea, de exemplu, dar ea a preferat întâi să facă foamea în centru la piața Universității. Poate totuși se pregătește pentru topless de referendum. Bă, mai bine Briana Caragea, dacă ar vrea să facă un lucru, să facă un lucru tare, să ia toate fetele astea care sunt bătute de iubiți și care dau ochii pe spate, dar eu îl iubesc în ciuda violenței domestice pe care o aplică bărbatul asupra mea în fiecare zi, să le ia să le dea puțin cu capul de perete, să le spună fetelor, există atât de mulți băieți la locul lor și de treabă și mai bun decât fotbaliști din ăștia violenți și sadomaso, încât decât să stați cu ea, mai bine pe bune, mai bine lipsa. Da, domne, așa e. Aveți perfectă dreptate, domne. Cum să stea? Uite să stea cu mine, că de-aia vin fetele la mine, că eu le mângâi pe toate, le dau cu ulei de ăștia, dar ele stau să masochiste, domne, stau cu ăștia care le bat. Lasă-o dracu de treabă, că mă enervezi. În femeie nu trebuie să dai cu nicio floare, trebuie să dai cu ulei de măsline pe aia, cu astea să o ungi. Pentru lucrătorii de la Steaua, ia mai spuneți, domnul Țânțăreanu, odată, deci ce trebuie să facă un bărbat adevărat? Deci trebuie să le mângâie, să le spună povești, să le ducă la ăsta, la cumpărături, dacă nu și naba, nu contează, domne, măcar să o duci la o plimbare în parc, asta, că gestul contează, domne. Singurul lucru care poate fi lovit o femeie este portofelul. Nu, ești chiar așa. E, acum ai pe felia lui botezatul, nu se poate, că toate fetele care nu reușesc în ziar se duc la botezatul. Și dacă se întâmplă să fie un burlac pe acolo ca să ia, care să ia fața lui botezatul, lucrurile iau o turnură dubioasă. Nu știu dacă își mai aduce aminte cineva de fostul burlac Vladimir Drăghia, dar vă zicem noi acum ce mai face el. E bine, face documentare, a făcut un documentar cu artă și informație și speră să dovedească lumii că există interes și pentru altceva în afară de funduri. Noi zicem că dacă va poza fără cămașă și pe coperta acestui DVD își poate asigura succesul și dacă nu vrea să-l sune pe botezatul până la urmă, că și lui îi plac lucrurile intelectuale. Măcar așa, o dată pe săptămână.